Un bărbat de 49 de ani din Zalău, județul Sălaj, în timp ce conducea autoturismul, nu a acordat prioritate de trecere autoutilitarei condusă de un adolescent de 19 ani care circula pe drumul prioritar și a intrat în coliziune cu aceasta. Evenimentul s-a produs sâmbătă 20 februarie și s-a soldat cu rănirea ușoară a două persoane. Este vorba despre șoferul autoutilitarei și pasagerul de pe locul din dreapta în autoturism, un bărbat de 50 de ani. Victimele au fost transportate la spital pentru investigații. În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.